Am fost acum câteva zile la un verișor de-al meu și la intrare în casă era maică-sa și mi-a zis: Ciprian, vezi că vârtoi la el în cameră și se roagă. Și am zis: a, ok, dacă se roagă atunci nu stau mult la el, că nu vreau să-l deranjez pe om dacă vrea să se culce. Mă duc la ăsta, deschid ușa și l-aud că zice ceva de Minecraft și îl întreb: ce pizda mă te faci, mă? Păi mă, Cipriane, mă rog. Păi ia stai puțin, adică cum te rogi, că mai devreme și ai ceva de Minecraft. A, păi mă, Cipriane, eu mă rog la Mac și altele. Și am fost debusulat, știi, și i-am zis: păi cum vreau te rogi cu aia la Mac și altele? A, păi mă, Cipriane, noi în 2017 nu mai ne rugăm la Dumnezeu sau la zei de ăștia. Noi ne rugăm la zeii din zilele noastre, la zeii de pe YouTube. Și am fost puțin uimit, știi, și l-am întrebat: păi sunteți mai mulți care vă rugați la Mac și altele? Păi da, mă, Cipriane, noi în 2017 cam 3 sferturi din România ne rugăm la zeii de pe YouTube. Uite, avem fiecare o carte și avem rugăciunea fiecărui YouTuber în parte. Și cum Mac și altele este YouTuberul meu preferat, eu la ăsta mă rog seara înainte de culcare. Pula mea! S-a dus ăsta să-și facă patul și în timpul ăla am scos telefonul și am făcut poză la câteva rugăciuni. Și dacă tot am făcut poză, am zis: hai să vă arăt și vouă cum se roagă copiii din ziua de azi. Clickbait, clickbaitașul meu, ce mi te-a dat Ilies Vlogs. Eu sunt YouTuber mic, tu fă-mă mare, eu am puține vizualizări, tu dă multe, pe tot YouTube-ul mă păzește și de hateri mă ferește. Coca-Cola. Minecraft-ul nostru care ești pe Steam, sfințească-se multitudinea ta de skin-uri, scapă-ne de spam-ul din chat și dă-ne nouă astăzi topor din lemn și emerald în inventar, că și noi ne ferim de creeperii care explodează și nu ne duce pe noi în lista de banați și zbăvește-ne de Enderman. Mac și altele cei mai tare gameri din România și din lume mai tare și decât Irefile sau decât X-Slader. Doza noastră de hash care ești pe YouTube, sfințească-se Quick pentru că se ocupă de grafică, vie comunitatea de 1 milion de abonați a lui Mikey H că se ocupă de scenariu, facă-se voia lui Ghiduș pentru că e asistent de platou, zici că e p*** în acvariu, precum pe YouTube sau pe Cristina Almășan, Mikey H își face treaba cum știe el mai bine și nu ne pune pe noi să dăm like-uri pe Facebook ca să pui doza mai devreme și ne izbăvește de supradoza de hash pe care face Quick, că decât să ne uităm, mai bine facem teme. Sâmbăta cu satana cea de toate zilele, ce nu prea o mai face Codrin, parcă ne aducem aminte de satana cartoon și ne trec toate amintirile, dar YouTube a fost mâi și a șters clipurile, amin. Noi suntem legiunea nemuritoare, sau cum îi place lui Smenta să ne zică, generația tabletă, Smenta nu uita că Codrin s-a dat accidentare și acum Codrin are corp de atletă, de vreo 200 de kg.